Bună ziua, doamnelor, domnilor! Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi și de această dată. Și pentru că tot este la modă subiectul acesta fierbinte cu stările de urgență, cu starea de alert, eu știu ce stări or mai fi, am invitat-o de această dată pe prietena noastră a televiziunii Etalon și a mea, evident, Alexandra Iacob. Bine ai venit, Alexandra! Mulțumesc pentru invitație! Și eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Doamnelor, domnilor, probabil că o parte dintre dumneavoastră deja o cunoaște pe Alexandra, este pentru a patra oară la noi în studio și aș vrea totuși să îi amintesc aici calitățile care fac de altfel și motivul pentru care ești invitată pentru acest subiect astăzi. Alexandra Iacob este absolventă a Facultății de Drept Universitatea București, este manager general al unei asociații club educațional, profesor, învățământ preșcolar și școlar, deci dublă specializare, masterand în educația timpurie, consilier de dezvoltare personală, formator, trainer și coach. Dacă vrei o să ne explici și ce înseamnă asta pentru înțelesul tu, să fie înțelesul tuturor, are o experiență de 8 ani în multinaționale, pe scurt, așa, și 9 ani în achiziții farmaceutice și tot felul de alte, nu? Da. Lucruri legate de farmacie. Cred că este suficient ca Alexandra să ne povestească astăzi câte ceva despre restantul la domiciliu în timpul acestor stări de alertă, de urgență, de ce or mai fi, de carantină și așa mai departe. Specializarea ta, în principiu, una din ele, vizează copiii, dar celelalte specializări vizează și adulții. Deci vom vorbi astăzi despre ce ar trebui să facă cei care sunt afectați de această stare de restanța la domiciliu, de statul în casă, de nesocializare și așa mai departe. Aș vrea să ne spui despre aceste lucruri și la nivel de copil, dar și la nivel de adult, mai ales că tu, la rândul tău, ești mămică și ca atare ai o fetiță acasă cu care trebuie să faci lecții online. Deci, până la urmă, vorbim despre o evoluție sau o involuție. Să vedem dacă este evoluție, de ce. Ah, da, o evoluție ar putea să fie din punct de vedere tehnic că s-au predat online lecții și mai departe. Da. Da? Aici, da. Dar să vedem cu ce preț. Să vedem și cu ce preț. Trebuie să ne gândim nu neapărat la cât a fost perioada. Exact. Că a fost o lună, că au fost 2 luni, oricum, probabil 3. Oricum, și o lună e suficient de mult. Da. Trebuie să ne gândim că statul acesta, pe care putem să-l punem în ghilimele, are anumite condiții și privește către. Dacă o luăm din punct de vedere al familiei, statul a fost minunat. Din punctul meu de vedere, să stai cu cei dragi, cu deci, soțul. Parte, da. Din punct de vedere emoțional, putem vorbi, am avut de câștigat. Eu, una, spun că am avut de câștigat. Am stat împreună cu familia. Într-adevăr, am avut discuții telefonice, am avut video foarte multe. Din punct de vedere economic, trebuie să ne gândim economic al familiei, economic mai departe. Iar din alt punct de vedere, cât trebuie să privim acest stat, cât avem de pierdut, cât avem de câștigat. De ce? Importanța de a fi în cadrul familiei este o importanță maximă. După aceea putem vorbi de socializarea
Uite, mă gândeam că, pentru că tu ești o persoană, o femeie care se instruiește continuu, ești o femeie de afaceri și așa mai departe, ești o femeie deschisă publicului tău, da, și către oamenii cu care lucrezi, sunt o mulțime de alte mămici și alți tătici până la urmă și tătici. Exact, cred că va pica foarte bine faptul că voi ați stat acum cu copiii voștri, pentru că la capitolul acesta cred că erați deficitari. Într-adevăr, deficitar, da. Datorită faptului, ăsta este cursul. Trebuie cursul să asigur nostru familie, este de a avea o funcționalitate. Funcționalitatea respectivă este în cadrul familiei tale, după aceea în cadrul societății, în care, normal, aici locuim, aici ne petrecem destul de mult timp. Faptul că a trebuit să stăm acasă a fost, pe de-o parte, minunat. După aceea ne-am gândit, oare de ce trebuie să stăm? Este normal. La un moment dat au fost foarte multe întrebări. Nu puteam relaționa, nu puteam avea alte informații. Și încet, încet, pas cu pas, a trebuit să le luăm, cum se zice, așa cum au venit, mai aprofundat. De fapt, aceste lucruri au venit, Alexandra, fără voia noastră și, de fapt, fără voia nimănui. Nu. Am fost cumva luați de acest tăvălug și nu știu în ce măsură s-ar fi putut opune cineva. Adică s-a luptat pe multe planuri și poate au fost și dezechilibre în această luptă. Nici nu mai contează acum. A trecut în principal ce a fost mai urât. Sper să avem noroc să nu... Nu, ideea este de a fi optimiști, de a merge în continuare cu ceea ce ai, de a te adapta zi de zi. Te poți adapta cu ceea ce ai sau cu ceea ce vrei să ai. Ce s-a întâmplat în momentul în care copiii au stat, de exemplu, acasă? La un moment dat, ei au avut mare nevoie și au simțit afecțiunea din partea părinților. La început a fost super că ai putut să stai cu copilul, ai avut de câștigat, plus că a fost foarte mare apropiere. Da. S-a impus de a lucra, mă refer la cei cu școlarii, de a lucra de acasă. Aici, la un moment dat, toată lumea a avut tot felul de întrebări, cum lucrăm, ce se întâmplă. Nu avem internet, nu avem cunoștințe despre. Da. Și nu avem Xerox-ul, unde putem scoate fișe, ce se întâmplă. Da. Copiii au avut la început teamă. Este normal. Teama exista și la adult. Este o teamă de necunoscut. Ce a fost bine... Cred că mai mare teamă a fost la adult, la părintele copilului. A fost foarte bine și, din punctul meu de vedere, un început de a lucra online este minunat, având în vedere partea tehnologică. Pentru că, la momentul actual, nu am avut parte în sistemul nostru și în programul nostru din România. Avem un deficit în ceea ce privește tehnica, acest. Da. Da, acest lucru este un deficit față de celelalte țări din Uniunea Europeană și sau din că alt nu continent. Are acoperire pentru asta teritoriul. Asta da, dar deficitul a fost și asupra părinților, pentru că nu toți sunt atât de tehnologi și de instruiți. Da. Copiii au avut libertate, s-au jucat până la un moment dat când au cerut să se joace și cu alți copii sau am ajuns, să zicem, îmi este dor. Aici deja am început să aprofundăm sentimentele. Dorul respectiv a trecut de perioada dorul de mamă și de tată, pentru că am intrat într-o zonă de confort. Depășind această zonă de confort, da, ne dorim foarte mult de a ne întoarce la ceea ce am avut. Și la acest a mă întoarce vin emoțiile. Dorul respectiv este dorul de prietenul meu de la grădiniță, de colegul meu. Încep să pronunț numele acestora. Îmi este dor de, un exemplu, Rareș. Îmi este dor de Andrei. Îmi este dor de Maria. După aceea mi este dor de doamnă.
de doamna respectivă de la grădiniță, de doamna învățătoare, de doamna profesor de engleză, de doamna de educație fizică, pentru că de toate, făcea glume cu mine. Sau. Da. Și copiii spun, în momentul în care copilul se joacă, da, el se joacă singur și noi spunem, se relaxează. Copilul în momentul în care se joacă, nu singur, se relaxează. Singur, da. Și singur. El este într-o etapă de învățare. Învățarea respectivă a jocului. Sunt copii care, majoritatea, preferă anumite jocuri. Deci până la urmă intrăm în domeniul cognitivului, echilibrul dintre cognitiv și emoțiile, pe care copilul sau adultul, la rândul lui, le poate gestiona sau într-un nu. Fel sau altul. Mai puțin, mai mult sau nu. Se pun întrebări, de exemplu, există anxietate la copii? Copilul poate fi trist? Sau depresiv chiar? Sau poate să fie un copil depresiv? Da. La o vârstă preșcolară, copilul poate să fie trist? Încep nemulțumiri asupra unui copil. În momentul în care are de toate, nu mai vrea mașinuța respectivă, nu mai vrea niciun joc. Nici el nu știe ce mai vrea, de fapt. Nici el nu știe ce mai vrea. Apar anumite motive pentru că el deja, nu că nu își mai dorește, are de toate, este puțin supărat. E puțin supărat. Această supărare, da, unde... Pleacă tocmai din acele motive pe care le-ai... În alte discuții putem relata faptul că este o metodă foarte bună mama sau tatăl să se joace permanent cu copilul. Nu este o modalitate. Mama mai are de făcut ce a fost în această perioadă. Da, da. Dacă au fost ambii părinți acasă, ok, mama a făcut mâncare, mama a trebuit să mai facă și teme. A fost un fel de a trece de la hrana cu lingurița mică la hrana cu lingura. Cu lingura. Așa, da. Cu lingura. A fost chiar, să zicem, o trecere șocantă pentru unii. Pentru unii care erau obișnuiți să se vadă, cum vorbeam noi mai devreme, mai puțin timp acasă, acum erau toate orele pline de prezența familiei. A trebuit să un prea plin, de fapt, un prea plin. Pentru că activitatea normală, da, asta este societatea, plecăm dimineața de acasă, ne ducem copiii la grădință sau la școală, după aceea, după amiază, ne ducem în loc, revenim în căminul nostru, zona noastră de confort. Dar zona noastră de confort acum nu a mai fost lipsa aceea de 9-10 ore. Da. A fost 24-48 totul și aceste ore suprapuse, a ajuns la un moment dat așa ceva permanent. Normal, te poți adapta, poți să fii supărat că nu ai o activitate. Supărat nu contează. Chiar dacă îți spun, asta este situația, în situația ta sunt ceilalți, adică poți merge pe exemple pe care le poți da unui adult, te simți frustrat. Nu mai ești atât de energic, este normal, pentru că energia ta atât de este multe încorsetată. Ore, nu mai cum, este încorsetată și îți vei găsi alte activități. Să nu uităm, activitățile pe care ți le poți găsi sunt în interiorul casei. Da. Dacă ai curte, fain, minunat, putem face activități în casă, le vom umple cu cele din exterior. Și cel puțin, comparativ cu cei de la bloc, te poți aerisi. Asta poți oxigena. Te poți oxigena. Da. Cei care au stat în apartament, într-adevăr, au avut de suferit mai mult. Au avut de suferit, inclusiv chiar dacă puteai să folosești camerele respective, te puteai adapta. Învățăm într-o cameră, după care ne vom muta și vom face jocuri. Poate ne facem un cort. Trebuie să faci anumite jocuri, dar ele să fie mutate dintr-un cadru în celălalt, pentru a schimba mediul. Statul acesta... Să fie diversificat. Diversificat, da. Nu poți umple cu televizor
n-ai cum să umpli. Da, evident. Viața unui copil nu este sau cu telefon sau cu tabletă. Totul trebuie avut discutat cu cel mic sau cel mare. A fost foarte frumos, au mai vorbit între ei în ceea ce privește cei școlari, dar cei micuți nu au putut să se găsească decât pe partea de video. Din punctul meu de vedere, statul acesta, din punct de vedere al familiei, a fost minunat. Dar partea de echilibru, în ceea ce privește încadrarea și mersul societății, a educației și psihologic, a fost un click, dar pas în urmă. Echilibrul a fost un pic zguduit. A fost zguduit, da, pentru toată lumea. Da, da. Acum trebuie să vedem cum ne readaptăm, trebuie cum să avem ne reechilibrăm. Cum ne reechilibrăm. Și o să avem trepte, pentru că ne-a plăcut statul. Îți dau anumite... Până la urmă, unii chiar poate aveau nevoie de odihnă, Alexandra. Da. De odihnă, dar, și fizică și odihnă intelectuală. Fizică și, da, intelectuală. Da, da. Până la un moment. Până la un moment. Și eu am avut nevoie de, da, echilibrul acesta de odihnă. Da. Până la un moment dat în care am zis, trebuie să fac, deci nu mai sunt eu. Bine, să nu mai spun, da, sunt persoane care s-au dus, au mâncat foarte mult. Da. Și eu sunt acea, deci, persoană. Deci cum spunea domnul general Ilie Gorjan, că m-a amuzat, da, lucrul ăsta pe internet, nu mai e modern să spui toate drumurile duc la Roma. La toate Roma. Drumurile duc la frigider. La frigider. Toate drumurile duc la frigider, da. Acum trebuie să... Este foarte bine că ne vom găsi o activitate, da, astfel încât să ne umplem, da, timpul, da, care va fi treptat. Ne vom relaxa, dar relaxul acesta va fi treptat, treptat. Din punctul meu de vedere, a fost bine. Trebuie să fim optimiști. Ne vom reîntoarce și cred că ne vom reîntoarce cu alte gânduri. Alexandra, vreau să te întreb ce părere ai tu despre faptul că atunci când, să zicem, o persoană e destul de sedentară sau, nu știu, nu prea iese din casă, da? Asta e un aspect. Așa e el. Așa e acea persoană, da? Dar când îi se impune lucrul acesta, stai acolo, stai în casă, vorbim despre reacția aceea de opoziție. Ce poți să spui despre asta? Persoanele... Când se impune ceva. Da. Da. Când se impune permanent. Da. Că ești... Deci cât de mult lucrează din punct de vedere al stresului. Momentul în care ai această impunere, nu trebuie neapărat asupra stresului să lucreze, este vorba că el acționează asupra a ceea ce vrei tu să faci. În momentul în care ți se interzice, depinde cum ți se interzice, pentru că această interzicere poate să fie frumos pus sau acoperită sub o anumită expresie, da, sau pur și simplu asta trebuie să faci. Sunt persoane care se conformează, nu am, dar și persoane care nu doresc. Pentru că nu doresc. Și atunci există o luptă interioară. Din punct de vedere, sunt de obicei persoanele colerice, dacă putem vorbi, nu acceptă de la început. Pe parcurs... E un temperament destul de dificil. Foarte acesta. Dificil, da. Cred că e cel mai dificil. Este cel mai dificil. Da. Pentru că el este asemenea unui răzvrătit. Nu ține cont de lege, nu ține cont de situație. Și răspunde pe loc. Într-adevăr, acum, în momentul ăsta... Ceea ce s-a și văzut, de altfel. Nu, s-au văzut, da, au fost persoane și este normal. Văzut, da, da. Este normal. Da. Doar că nu putem privi sub această formă tot ce s-a întâmplat. Nu a fost vina nimănui în această situație,
toată populația globului. Adică nu pot să spun eu nu vreau să fac pentru că tu vii să-mi impui. Nu. Sunt persoane care au avut depresii și au fost relatate din prima în stare de urgență, chiar în state din Statele Unite și din Canada. Au fost sinucideri. Acum depinde de persoană cum privește și cum se adaptează. Nu contează că ești singur. Și cât de afectat are și cât de afectat, pentru că poți să privești că ești afectat din punct de vedere al familiei, poți să privești că ești afectat din punct de vedere economic, poți să ai un business, poți să ai trei business-uri. Și aici ar fi foarte mult de, nu intrăm pe panta aceasta, dar a discuției, dar ar fi foarte mult de discutat, pentru că mulți agenți economici au trebuit să închidă. Au trebuit să închidă. Prima perioadă a lunii martie, toată lumea, într-adevăr, nu știa ce va fi. Da. Nu aveai de unde. Toți erau impacientați și toți erau speriați. Această panică locală, după care panica mondială, generală, a cuprins pe toată lumea. Doar că trebuie să ai răbdare, variante, trebuie să găsești permanent. Nu ai cum. Într-adevăr, nu se întâmplă, nu poți, te reinventezi. Nu se întâmplă când vrei tu și cum niciodată. Vrei tu. Nu, niciodată. Dar, plus, se caută variante, poți se... avea anumite semne. Poți face... noi avem partea asta a dezvoltării personale și relația de couch, la fel, tocmai pentru a ne da singur seama ce putem ceea face ce ne dorim. De capacitățile noastre. Și capacitatea ta este de a te adapta și de a vedea, într-adevăr, singur, îți dai seama ce este bine pentru tine. Nimeni nu poate să vină să spună, ok, mergi înainte cu afacerea respectivă. Nu are cum. Într-adevăr, se poate vedea din exterior. Din interior ai o poziție. Fiind subiectiv, da. Și ești întotdeauna subiectiv. Da, da. Din exterior, normal, este altceva. Ca și într-o familie. În momentul de față, relatările au fost certurile. Da. Și din păcate s-a ajuns și la părți mai urâte. Și la părți mai urâte. Divorțuri și da, rata divorțurilor în ultimele 3 luni a crescut. Au stat foarte mult împreună, timp. Și nu s-au cunoscut sau nu se adaptau la necesitatea respectivă exact, a mamei sau prea plinul, prea plinul despre care vorbeam, care nu a putut fi gestionat așa cum ar fi fost de dorit. Da și nu. Și conflictele de opinii care apar în momentul în care chiar n-ai loc unul de altul, adică toată ziua 24 din 24. Nu, aici nu neapărat, că nu facem politică. Conflictele nu, mai nu, sunt conflictele de opinii în familie. În familie, deci da. Deci vorbim despre familie. Dar având în vedere situația, trebuie să, nu neapărat să ne conformăm, trebuie să vedem ce putem să facem împreună, cum ne adaptăm, astfel încât să trecem peste. Pentru că dacă stai și te gândești, dar populația globului criză. A trecut prin foamete. Da. Populația globului a trecut prin ciumă. Da. Două războaie mondiale. Da. Și nu te poți pune acestui tăvăluc. Într-adevăr, gândurile îți zboară. Da. Că o fi fost criză farmaceutică impusă, că o fi fost a putea să ne face vaccinarea să devină obligatorie, nimeni nu știe. Gândurile se duc. Normal, din toate punctele de vedere. Economic, financiar, politic, este normal. Toți putem relata. Dar din punct de vedere psihologic, trebuie să lupți cu ce ai. Ești tu cu tine sau tu cu familia să ta? Să lupți tu cu tine însuți. Întotdeauna, da. Și atunci, depresiile la adulți sunt mult mai grave în această perioadă decât cele ale copiilor. Ca să îi scoți pe copii din această școală online, de exemplu, le poți face jocuri, le poți face amintiri din copilărie. Într-adevăr, nu acoperă,
partea de ceea ce ei, de exemplu, făceau la școală. Veneau după amiază, se duceau la activități. Ca și la un serviciu, no. Ca și deci adulți. Asta da. Nu se poate acoperi. Activitățile în aer liber au contat foarte mult. În această perioadă, ei au fost frustrați și de activitățile pentru basket, da? Sport, sportul, da. Da, unde contează foarte mult. Da. Sănătatea este prioritară. Au ajuns să facă sport cu tatăl sau să facă sport cu mama. De ce nu? Da. Activitățile au fost foarte faine pentru că ne-am adaptat. Totuși, partea de învățământ a fost... s-au repliat. Facem o paranteză, te rog frumos, facem. Andra, și aș vrea să ne vorbești puțin și despre faptul de a deveni cel de-al doilea dascăl, tu ca părinte, tu și alții ca tine, care au avut copii de instruit online, da? Cât a fost de greu? Bine, acum, având în vedere că tu ești o persoană instruită, da? Cu cunoștințe tehnice de informatică, de nu știu ce, da? De calculator. Chiar de la acest nivel, nemai vorbind de cei care nu au aceste bagaje informaționale. Da, da, trebuie luat cum în calcul a fost, tot. Andra? Adică, copilul tău e destul de mic, are, fetița ta are, nu știu, 9 ani. Da. Bun. Crezi că fără ajutorul tău s-ar fi descurcat ea să intre pe o platformă, să dea click acolo, să intre pe nu știu ce modul, pe ce materie, pe așa mai departe? Nu, pentru că nu a avut parte de așa ceva. Deci un copil de clasa cam 4-a, cât, destul cam de greu. Timp, exact, cât, destul timp, de cât greu. Timp a trebuit să-ți petreci tu cu pregătirea ei, aproximativ, cu pregătirea ei într-o zi, de exemplu. În sensul acesta. În sensul de în sensul la acesta. Început a fost destul de greoi în ceea ce privește descărcarea aplicației, instalarea aplicației pe care a trebuit să o fac pe un desktop, da. După care m-am gândit că dacă se întâmplă ceva, trebuie să am pe un laptop sau pe telefon. S-a luat undeva. Iar perioada în care copilul a avut blocate aceste ore de pregătire și eu am fost blocată, nu puteam să nu fiu de față la ceea ce trebuia să lucreze. Fapt pentru care dimineața, începând de la ora 8 până la ora 11, maxim 12, trebuia să fiu acolo, elev. Da, nu stăteam lângă ea pentru că, dar s-a deconectat. Mă chema, plus până ne-am dat seama să ne blocăm microfoanele și doamna învățătoare, domnișoara învățătoare a făcut, ne-a instruit, am vorbit pe WhatsApp, am vorbit telefonic, toți au făcut așa. Din punctul acesta de vedere îi apreciez enorm. Au fost cadre didactice și mămici și tătici care au ajutat enorm. A fost așa, ne unim, hai să ne unim toți ca să fie bine. În afară de copilul nu știa unde să se uite, pentru că, de exemplu, foloseam Zoom-ul. Cum trebuie să stau, unde trebuie să stau, să mă văd în cameră, caietele împrăștiate, unde scriem, ce scriem, după aceea cum postăm temele. Dar încet, încet, cred că a fost necesar. Cred că au învățat și părinții câte ceva. Și, da, din punctul meu de... Eu am învățat. Da. Eu am învățat, nu lucrasem niciodată cu Zoom-ul, mi-a plăcut, după aceea a apărut să lucrăm pe platforme. La fel am avut Classroom, îmi place, mi-am învățat copilul. Nu pot spune pentru cei de clasă pregătitoare sau clasa mult mai micuți. Cei cu grădinița, nici de cum. Nu se poate lucra, plus că nu poți cere unui copil de 3-4, nici de 5 ani să stea pe Zoom la video și să fie ascultat sau să facă ceva cu educatoare. Ca adult, trebuie să recunosc că și eu am trecut prin același lucru și încă. Și încă. Da, și încă. Și nu mi s-a părut deloc că ar exista un confort în învățarea online.
Adică pentru mine e disconfort. Da. Pentru mine e disconfort. Bine, nu s-a folosit camera, dar nu știu, cred că provoacă un stres. Provoacă un stres odată, da. Pentru că nu am fost puși. Și nu e același lucru, Andra, nu e același lucru ca atunci când există limbajul acela al corpului, da? Atunci când ești în fața profesorului, elevului, când îi spui lecția, când se uită în ochii tăi, când are o privire aprobatoare sau dezaprobatoare sau, nu știu, vine pauza, îți îmbrăci, nu mă refer la adulți, la copii. La copii. Îmbrățișezi colegul, uite, mi-a fost dor de tine. Și o metodă bună de relaxare, pentru că sunt copii stresați cu școala. Se duc la școală, sunt teme, sunt stresat. Da. Când vine pauza, mă relaxez. Sunt bune pauzele între ore. Dar, având în vedere metoda respectivă, ne adaptăm. Cu asta, zice, asta avem, cu asta defilăm, nu? Dacă nu vrei, nu poți. Evoluție trebuie să existe. Deci aici ai spus un cuvânt, nu vrei, două. Da. Deci nu vrei. Vorbim despre persoanele refractare. Da. Aici. Ce fac ei? Ei duc o luptă mult mai mare, pentru că da. Acest lucru este venit din interiorul lor. Faptul că nu acceptă anumite lucruri. Resping. Aceste persoane vor respinge orice. Orice. Da. Pentru nu că este, doar... este în firea lor. Da. Pentru că ăsta, așa este el. Va respinge și următoarea etapă din viața lui, va respinge și un curs pe care eu o să-l chem și trebuie poate să dea un test, să danseze, da. Un exemplu. Da, da. De ce? Pentru că respectivul nu este și nu dorește să se adapteze, este și frica. Frica aceasta de tot ce nu știu. De nou. Tot de ce nou. Este nou. Da. Este o frică pe care o avem în noi, dar toți o avem. Ce trebuie să... Numai că unii o învingem da. Mai ușor, alții mai alții greu. Mai greu. Sau chiar deloc. Copiii nu au frică. Copiii sunt relaxați, sunt atrași de tot ce este nou. Pun întrebări, ceea ce este foarte bine, pentru că da. Asta arată fac, interesul lor, arată interesul. Dorința de a cunoaște. Adultul nu va face asta niciodată. Doar dacă își dorește foarte mult. Cred că adultul nu face asta, pe de o parte, din cauza faptului că se gândește că s-ar putea face de rușine în anumite situații. Păi dacă, uite, eu nu știu, da, să umblu cu o platformă, mă fac de rușine, ăla știe, asta eu nu știu. Asta depinde și de adultul din ce generație a venit. Exact. Nu da. Este numai de așa cum te naști, cum este da. Structura ta da. Genetică, da. Da. Ceea ce moștenești. Da. Este și din... Intervine rușina, de fapt. Rușina da. Respectivă da. De atrage cum ești ca și comportament, da. Dar o parte din ea vine de acolo, în ce mediu ai trăit da. Și mai ales în ce generație. Da. Noi nu am avut cunoștințe. Aveam o școală clasică. Jucării nu existau, dar trebuie să ne adaptăm. Nu vrei să întrebi, nu ai cum să treci mai departe. Dacă ți-e teamă că nu întrebi, vei rămâne cu teama asta permanent. Exact, și aici aș merge la o comparație între generațiile, hai să zicem așa, de vârsta mea, da? De câteva da. Zeci de ani în vârstă, da? Și cei de acum. Mi-aduc aminte că pe vremea noastră se promova, era cultul acesta al rușinii, al cultul respectului față de cei în vârstă, față de cei de intelectuali, de toți oamenii instruiți și așa mai departe. E, atunci eu mi-aduc perfect aminte. Auzeam tot timpul chestia asta în familie. E rușine să. Și noi am crescut în ideea, cu ideea că e rușine să faci foarte multe lucruri. Nouă ne era rușine să vorbim cu dascălii noștri, cu profesorul de, cu învățătoarea. Deci îmi amintesc că discuțiile noastre cu pedagogii se rezumau, erau foarte scurte, strict pe
tema, pe lecție, pe... Da, pentru că așa. Totul era... Nici măcar când întreba s-a înțeles, noi de rușine, da, am înțeles toți, dar poate nu era chiar așa. Deci exista lucrul ăsta. Și, mă rog, până la merge discuția, să zicem, către niște idei preconcepute, apropo de această rușine, în multe direcții. Generații. Acum... Spune tu despre generația asta tânără, generația copiilor și așa. Cum văd ei rușinea? Generația tânără. Știu ei ce înseamnă? În ce măsură? Unii sunt foarte bine educați. Da. Nu zic educați, foarte bine educați. Da, da. Putem privi, din punct de vedere, educația începe de acasă. Sunt cei 7 Evident. Ani de acasă. Evident. Dacă... Ai. După care urmează autoeducația. După care urmează autoeducația, dar autoeducația la copii școlari încă nu. Încă nu, nu. Da. Totul este undeva după vârsta de 16 ani. Spre adult, așa. Da, înspre adult. De la 16 ani începem să ne autoeducăm, avem dorința respectivă de a studia și de a face față cu acel concurent. Dorința de a alergi orizontul de cunoaștere până la urmă. Da, dar rușinea rușinea este din mediu. Pentru că educația provine de acasă, educația provine de la grădiniță, mare majoritate și susțin, iar educația este și școlară. Pentru că și doamna sau domnul învățător completează. Faptul că acum generațiile au o altă structură, sunt mult mai energici, este normal, au tehnologie. Ideea este că pe ei trebuie să-i canalizăm și să-i educăm așa cum eram și noi educați, dar conform sub cu, o altă formă. Conform cu tendințele. Conform cu tendințele și nu cu nivelul de, îl poți de face pe copil, atunci, dar trebuie să ai răbdare. Trebuie să îi dai încredere în tine, să ceri. Și în el. Da. Rușinea respectivă, acum, mai este o problemă. Toții au telefoane, toții au... este tehnologie. Nu poți să vină copilul acasă, eu nu am, dar 29 din clasă au. Îl frustrez maxim. Da. Regulile respective le faci acasă, dar le adaptezi împreună cu cadrul didactic. Dacă există această comuniune, reguli și acasă, și la școală. Nu mai. Există și această rușine. Dar sunt la fel. Generații, copii. Existau și atunci care nu aveau rușine. Este imposibil. Nu putem spune că pe timpul tău toată lumea nu punea întrebări. Nu cred. Mai erau câțiva care, dar depinde. Poți pune o întrebare... Nu, deci și nu la mine în clasă. Rușine. Deci nu vorbesc despre celelalte clase. La mine în clasă nu era elev care să stea de vorbă cu profesorul, decât dacă acesta îl solicita. Deci nu te duceai să-l tragi, știți, domnul sau doamna... Și vin ce, și te întreb. Nu, de cele mai multe ori... Acum, din punctul de vedere al unui adult, ți se pare ok, da sau nu? Că a fost așa? Că a fost așa. Nu, evident că nu. Și de aceasta, deci aici am vrut să ajung la punctul... acesta, la noțiunea de rușine. Până unde e bine să mergi cu rușinea? Până la a-ți face ție rău? Da, dar și rușinea are mai multe forme. Rușine evident, de a întreba lecția respectivă și faptul că nu înțeleg sau de a răspunde. Pentru sigur. Că poți răspunde pe un ton gen impertinență. Exact. Sau indiferență. Da. Și atunci... Este greu să lucrezi cu acest tip de adolescenți, din punctul meu de vedere. Este greu dacă nu l-ai format de la început sau nu are o structură cât de cât bună să poți să modelezi. Dar vin și întreb, până la momentul respectiv sau momentul acesta nu l-a văzut nimeni? Pentru că trebuie să atragi atenția, că atragi atenția părintelui, bunicii, mamei, ia atitudine tu, îndreaptă respectivul copil. Aici, când atragi atenția, devii emițător.
trebuie să ai și trebuie să ai un receptor, da, sunt de acord, dar depinde cum atragi atenția. Exact. Dacă atragi atenția pe un ton de superioritate, eu sunt și știu că copilul tău, ok, nu-mi pică bine. Dacă știți, m-am gândit să facem, credeți că, având în vedere, este altfel. Totul este de cum pui problema. De a face echipă cu părintele, de a face echipă fapt. Cu părintele, da, dacă da. Nu faci adică echipă... Adică să nu impui, exact despre ce vorbeam la începutul și cu, și cu emisiunii. Copilul. Pentru că și copilului, dacă îi impui, trebuie să facem teme sau trebuie să colorezi această fișă, trebuie. Acest trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie scos. Da, da. La fel, de ce-u? Poți să folosești, de exemplu, e bine să. Nu trebuie, e bine să. Da. Adică, parcă e mai dulce. Îți propun să facem ce crezi că am putea reuși să lucrăm împreună. Faptul și... Să-i soliciți părerea, să-i soliciți gândirea asupra acelui Noi lucru. N-am fost obișnuiți cu astfel de interpretări. Exact. Noi am fost obișnuiți altfel, dar nu trebuie să faci la fel cum ai fost, pentru că poți trage linie. A fost bine, n-a fost bine, ce aș putea să lucrez... Ce pot să schimb? Ce pot să schimb? Având în vedere experiența. Doresc, da, iar lumea se schimbă, se modifică. Da. Nu poți, este neapărat nevoie să te readaptezi, să te reinventezi. Până la urmă vorbim despre evoluție. Asta întotdeauna. Vorbim despre evoluție. Oricum, în orice situație, eu am văzut din punct de vedere al educației cu evoluția. Da. Că, într-adevăr, partea emoțională a avut de suferit, da. Și noi, părinții, am avut de suferit pentru că nu știam să lucrăm, ne-am adaptat, dar acum, din punctul meu de vedere, sunt încântată sau mulțumită că am reușit să depășesc, pentru că dacă mai se întâmplă, știu. Nu mai este o situație în care, wow, ce facem, pe ce pun mâna, ce se întâmplă. Au fost etape. Și etapele respective, tocmai de asta, acum, când ieșim din, tot etape vor fi. Sunt oameni care sunt panicați de ce a fost, dar nu neapărat. Ei sunt panicați din fire, pentru că nu, dacă li se întâmplă ceva... Nu au să gestioneze respectiva întâmplare. Din nesiguranță, sunt nesiguri. Da. Probabil. Dar nesiguranța respectivă tot de la tine. Acum n-a mai fost nesiguranța de la noi. Nesiguranța de la noi nu mai a funcționat. A fost nesiguranța venită din exterior. Noi a trebuit să ne adaptăm și în continuare trebuie să facem asta, neștiind exteriorul cum va funcționa asupra noastră. Ceea ce poți să faci este să te deschizi, să o privești cu optimism și să spui, ok, să mergem mai departe, că din punctul meu de vedere încă mai avem de făcut mult. Andra, mai avem 7-6 minute. Așa, puțin. Da, ți-am spus că nu o să ne ajungă 50 de minute când este vorba despre acest subiect. Aș mai avea două puncte. Te rog. Două puncte și cine știe. Și cine depinde știe. Cum ne încadrăm. Tu ești masterand în educația timpurie. Ce presupune asta, Andra? Sunt anul întâi la master, educația timpurie. Ce presupune? Ce înseamnă educația timpurie? Educația timpurie se referă tot la perioada timpurie, adică preșcolari și școlari, undeva până la vârsta de 12 ani. Și are în vedere partea de psihologie, de tot ce înseamnă pedagogie, dar mult mai amănunțit. Și este o materie globală în ceea ce privește un întreg an de studiu, aprofundată. Nu spun că în facultate nu poți sau nu ai suficient timp de a învăța. Lucrăm, dar aici o faci mai în detaliu. Acum mai o faci detaliu. Mai în detaliu și ai o altă viziune. Colegele mele toate lucrează în sistem.
vii cu o altă formă. Când te duci la facultate, chiar dacă faci o facultate de specialitate, nu ai practica în sine. Da, da. Acum privește altfel, pentru că ai obiectul. Ai avut copilul, că ai lucrat ca și educator sau ca învățător, ai avut obiectul muncii. Îți este foarte ușor să poți să înțelegi ceea ce ai învățat, cu atât mai mult cu cât și practici. Este fain. Vine în completare. Vine în completare. Da. Pe partea asta este mult de studiat. Din acest punct de vedere, pentru că tu ești și consilier, și, da, mă rog, mi-a plăcut, da, foarte mult din partea... Din acest punct de vedere, Andra, ce i-ai sfătui pe părinți în ceea ce privește relația lor, dar pe scurt, în ceea ce privește relația lor cu copiii mici, când au copii mici? Când au copii mici? Da. Când au copii mici... La ce să renunțe, strict, la ce să renunțe și ce să abordeze sau cum să abordeze? E relația. Vag, este o întrebare unde răspunsurile poate fi multiple. Da. Pentru că până la vârsta de 3 ani, copilul oricum este... Stă cu mama, stă cu familia. Da, de la vârsta de 3 ani, într-adevăr, trebuie dus către sau înscris la grădiniță. Nu aș vrea ca cei mici să fie obișnuiți cu telefoane, de exemplu, sau cu partea aceasta a tehnicii moderne. Cel mai mult este ca timpul să fie petrecut față în față, măcar o jumătate de oră cu cel mic, cât timp el este în altă parte, adică poate să fie la bunici. O jumătate de oră trebuie cu maximă responsabilitate și nu stat de răspuns pe WhatsApp ca și mamă sau tată. Trebuie să ai vizual numai cu el, să-i poți răspunde întrebărilor, dacă este mai și vorbește. Da. Iar de a avea prieteni, colegi, partea de socializare. Pun foarte mult accent pe partea de socializare, pentru că copilul nu trebuie să stea acasă, permanent acasă. Că am avut o situație, da, dar cu timpul și treptat, ei acum trebuie să treacă. Să se dezvolte. Și să se dezvolte. Da. Nu îi poți lăsa. Da, trebuie să se dezvolte, trebuie să intre în... discuții, cu etapele vârstei. Nu neapărat îl duc la grădință că stă acolo 8 ore, 9 ore. Nu. Când îl iau de acasă, am alte activități pentru că trebuie să-i umplu. Gen, nu întrebări ce ai făcut, de ce, cum. Vii și ai o discuție cu el. Uite ce am făcut eu. Tu ce ai făcut astăzi? Ziua mea a fost așa. A ta cum a fost. Eu sunt fericit pentru că tu... Vrei să facem, vrei să mergem? Da, am cunoscut și am prieteni și părinți care sunt genul ăsta. Îi ador, pentru că știu să trăiască copilăria. Nu am venit de la serviciu, sunt atât de obosit încât nu trebuie să mă uit la televizor sau trebuie să mă relaxez eu pe mine. Nu, relaxarea cu copilul este minunată, adică, într-adevăr, te epuizează. Și da, cunosc oameni care au și fac în continuare chestia asta. Andra, aproape că am ajuns, cred că mai avem o jumătate de minut, cât mai avem? Un minut. Oh, ce darnic ești, pașă. Da, da. Mai ne dați. Acum, pe final, Andra, vreau să te întreb, până unde va merge instruirea ta? În domeniul ăsta... Ce va urma? În ceea ce vreau să fac un doctorat. Da. Tot, dar în domeniul școlarilor. Da. Vreau să aprofundez partea asta a claselor primare. Și este următoarea etapă, după care eu permanent am, nu neapărat stilul acesta de a face cursuri, îmi place pentru că trebuie să văd ce se întâmplă și să intru în relaționare. Să te transpui și să te transpui, să empatizezi, da? Cu cei pentru că cu care lucrezi. Toată viața vei avea de învățat. Nu poți să spui că ai ajuns la un nivel în care le știi pe și toate. De la copii se învață. Întotdeauna de la copii, iar în perioada asta am avut foarte multe de învățat de la copiii prietenilor și chiar de la fetița mea. Nu mă așteptam, dar nimic nu este întâmplător.
și, cum să zic, totul va fi bine. Un mesaj pentru telespectatorii televiziunii Etalon ai? Pentru că lor ne-am adresat și în principal, da, segmentului familiei. Să vă uitați cu drag la emisiunile acestei televiziuni, să aveți încredere în dumneavoastră, totul va fi bine și spor în tot ceea ce vă propuneți, pentru că acum, încet, încet, o să vă reîncepeți activitățile și Doamne ajută! Asta aș dori să vă spun astăzi cu mare drag. Mulțumesc, Vio, pentru invitație și așteptăm gânduri bune. Așteptăm... Să putem servi o prăjitură fără mască. Fără mască, da. Deocamdată astea sunt, ne conformăm, sunt bune, parte de igienizare, încet, încet. Andra, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Mi-a făcut mare plăcere să fii alături de noi. Mulțumesc și eu. Sper, doamnelor și domnilor, ca și dumneavoastră să vă fi făcut plăcere, pentru că, iată, Andra ne-a oferit niște informații pe care, dacă știm să le prelucrăm, să le primim și să le prelucrăm, sunt foarte utile. Aviz mămici, părinți, bunici, de ce nu? Pentru că, e adevărat, ne-am confruntat cu niște momente destul de grele în ultimele luni. Eu vă spun la revedere și să ne vedem cu bine și joia viitoare.